dacă vrei să apare în următorul meu videoclip, tot ce trebuie să faci este să lași un like, să te abonezi, să te uiți la tot videoclipul și să lași un comentariu cuvântul provocare, literă cu literă, adică să pui în fiecare comentariu o literă, baftă! Salutare, fraților, eu sunt Cipa și bine ați revenit, bă, băiții, bă, la un nou episod la mine pe canal. Ei bine, băiții, în clipul de astăzi o să facem un challenge. Supraviețuim pentru 24 de ore cu doar un leu. Da, bă, băiții, ați auzit foarte bine, astăzi o să trebuiască să bem, să ne hrănim din doar un leu. Nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi dați un follow pe Instagram la marus.cipa pentru mai multe challenge-uri de genul. Bun, fraților, este ora 9 fix, 21 iunie, 9 dimineața și chiar acum începe challenge-ul. Nevoie prima dată. În primul rând avem nevoie de apă. Ei bine, când vine vorba de apă, avem 3 opțiuni. Nu-i ca la mâncare, numai două. Aici avem 3. Ori așteptăm să plouă, slabe șanse. Ori mergem, eu am în oraș un fel de automate care la 50 de bani îți dau 2 litri de apă, ceea ce ar fi destul de suficient pentru mine. Și a treia variantă este să mergem la izvor, să mergem în sălbăticie, pentru că la mine în Reșița izvoarele sunt pline de câini, bosule, și ar fi o aventură pe cinste. Nu o să pot să filmez că aș muri, dar hei, asta e, măcar o să vă povestesc cum a fost. Bun, fraților, iar acum hai să trecem la mâncare. La mâncare avem doar două opțiuni, ori să vânăm și n-am față de Bear Grylls, ori să mergem să ne cumpărăm mâncare, ceea ce chiar o să facem. Băiții, nu o să fie așa de greu challenge-ul ăsta pentru mine, pentru că eu am mai făcut și water fasting. Cei care s-au uitat la mine pe canal știu, am făcut water fasting, adică am băut doar apă. De data aceasta, băiții, avem și un starter. Starter pack-ul îl reprezintă această sticlă de apă. Și pasta o să o umplem, Doamne ajută să nu murim. Avem acordul să o umplem doar o dată, să nu trișim, ca și am bea apă toată ziua și n-ar mai fi challenge. Bun, fraților, vreau să vă spun, pe lângă asta, să lăsați un like la acest videoclip, să facem cât mai multe like-uri și să-mi dați un follow pe Instagram la marius.cipa. Challenge-ul începe chiar acum. Bun, fraților, hai să facem un fel de plan. Ok, eu am aici mai multe izvoare. O să mă duc la cel care este cel mai aproape de mine, însă din păcate eu nu știu unde e izvorul. Există gen, sunt de fapt la două drumuri, pe unul este ceva firmă de construcții și pe unul e izvor. Sper să mă duc pe aia corectă, nu o să pot să filmez acolo pentru că scrie că e și zonă privată și în caz că o să mă vadă un angajat și am greșit și drumul, e jale. Așa că o să revin cu o filmare, o să vă spun dacă am umplut sticla sau nu, dacă nu o să mergem la celălalt izvor care este amenajat frumos, frumos și acolo o să umplem, nu o să pot să filmez desigur acolo, dar hai băieți să vedem ce o să facem la izvor. Zilor, veste de ultima oră era să uit leu acolo, m-am întors după el. Voi realizați cum ar fi să trăiesc 24 de ore cu leu și să uit leu acolo? Da, exact. Nu o să vă vină să credeți ce s-a întâmplat. Deci m-am dus la izvor, n-am umplut asta. Însă am luat-o pe o cale așa mai neagră a izvorului, adică unde câinii, unde se duc mașinile. Bă, frații, m-au început să mă alerge câinii, bă, am alergat de nu mai pot. Vedeți că sunt și transpirat. Și într-un final, Doamne ajută, m-a luat o femeie cu mașina, a zis să mă scoată de acolo. Bă, băiți, o să merg acum la celălalt izvor, unde am auzit, am încercat eu odată să fac chestia asta mai demult și n-ai voie să filmezi. Așa că o să revin cu filmarea când o să avem sticla plină. Fraților, am revenit în parc, din păcate n-a dat sticlă. Bă, foarte amabilă femeia care m-a luat, pur și simplu a văzut că-s disperat, pentru că gândiți-vă, fraților, niște câini. Și știi ce mă speria foarte mult? Este că se uitau oamenii la mine, se urcau în mașină și plecau, ceva, ah, hai să-l mănânce pe ăsta, bă, și tot alergau după mine, bă, dacă n-am alergat eu, băi, deci fraților, oamenii știu ăia care sunt alergați de câini, deci a fost horror rău. Noroc că am avut, era o doamnă așa mai în vârstă, undeva la 70 de ani, care m-a luat cu mașina și m-a dus până înapoi în oraș. Bun, fraților, acum că am ajuns înapoi aici pe bancă, nu cred că este aceeași bancă, am uitat, cred că pe acolo era banca aia. O să mă duc, o să umplu sticla cu tata, o să mă duc cu mașina până la izvorul ăla, o să duc să umplu sticla și o să revenim de acasă cu update-uri în legătură cu challenge-ul nostru. Bun, fraților, misiune îndeplinită. Am fost la izvor și am umplut sticla. Este ora 10 și un sfert, fraților. Avem challenge-ul ăsta de aproximativ o oră și un sfert și momentan nu am cheltuit niciun ban. Leul este încă aici, băieții, ok, nu chiar intact, că l-am mai mototolit, dar intact, adică nu s-a atins nimeni de el decât mâna mea când l-a scos din buzunar. Și, fraților, hai să facem un fel de plan cu ce o să mâncăm astăzi. Deci, momentan am această sticlă de apă. Am băut și eu puțin, vreau să vă spun, nu vreau să vă mint sau ceva. Însă nu mănânc nimica, așa că nu o să fie așa de mare poftă de apă, ci o să beau doar ca să nu mai ghiore mațere. Pur și simplu să nu mă mai doară stomacul și tocmai de aceea aș vrea ca până la ora 2 sau 3 să beau doar apă și să nu mănânc nimica. E bine, băiții, la ora 3 o să mă duc la un magazin să-mi iau un baton cu 90 de bani și de restul banilor vedem ce facem atunci. Momentan, ora 10 și un sfert, absolut nimic consumat. Nu uitați să apăsați clopoțelul, băieții, dacă ați ajuns până aici și să scrieți în comentarii dacă ați apăsat clopoțelul. Ne vedem pe la ora 2 sau 3. Bun, fraților, salut! Este ora 2 și 5 minute.
Am revenit, băieții, am revenit cu challenge-ul. Vreau să vă spun că nu am mâncat nimic, dar am băut cam multă apă. Inițial, ați văzut și voi, am spus că nu prea o să beau apă pentru că mi-e foame, dar mi-am pierdut vremea afară, am fost până la școală, că eu sunt clasa 8, acum am dat examenul, am avut de la niște broșuri pentru licee, cei care sunt mai mari știu. Și băieții, afară e foarte cald, acum o să trebuiască, pentru că ne este foame, să mergem până la un magazin să ne luăm ceva baton, o să vedeți voi despre ce este vorba. Dar faza nașpa este că afară sunt peste 32 de grade. Adică, băieți, afară e caniculă, știți și voi cum e vremea acum. Bă, am băut cam prea multă apă, adică gândiți-vă că eu am băut apa asta în condițiile în care nu am mâncat nimica. Dar n-am fost afară și mi-a fost destul de frică. O să încerc, o să mă duc afară, o să luăm acel baton și după chestia asta o să revenim și o să stăm numai în casă. O să mai trebuiască eu după să mă mai duc să mai mănânc ceva. Trebuie să găsim o sursă de hrană obligatoriu, habar n-am cum, dar găsim. Și trebuie să facem ceva, băieții, pentru că nu ne mai ajunge apa. Apa mai este până atâta, până aici, deci să zicem că după ce o să mâncăm batonul o să fie până aici și chestia asta o să trebuiască să ne ajungă. Vedem, băieții, ne vedem pe stradă. Mergem să ne cumpărăm ceva de mâncare. Afară sunt 40 de grade, niciun chestie și mai era să pierd și leu, din nou. Gen, din nou era să-mi pierd leu. Afară sunt 40 de grade, fără că adică chiar sunt 40 de grade, am primit și alertă de aia pe telefon. Și eu mă duc să-mi iau un baton, deci challenge-ul ăsta devine din ce în ce mai greu, băieți. Am dat-mi un covrig la un leu. Inițial vroiam să-mi iau un baton sau ceva de genul, dar nemulțumit și cu un covrig, adică n-am avut batoane la un leu. Și ideea mea era să iau un baton la 90 de bani, nu la un leu, și să-mi iau și o cara mea. Că na, să avem și noi ceva pe seară, dar din păcate, băieții, o să trebuiască să ne hrănim din natură. Ora 7. Bă, băieții, să vă zic sincer, rău de tot, este foarte greu să faci un challenge pe vremurile astea, pentru că momentan toată lumea stă în casă la răcoare și eu mă duc afară în expediție de fructe ale naturii. Bun, atâta a mai rămas din apa asta, o să o bem la sfârșit pe toată, dar fraților, acum avem o problemă. Nu mai avem niciun ban și trebuie să mâncăm ceva, pentru că este ora 7, mie sincer nu prea mi este foame, am mâncat acel covrig, mi-a ținut de foame, dar probabil trebuie să-i dăm ceva corpului, așa că este ora 7. Și trebuie să găsim ceva din natură. Să mai stă o metodă să cerșim bani sau să-i găsim pe jos, dar nu știu dacă o să avem noi norocul ăsta. Așa că hai să nu încercăm. Bun, pe aici pe la mine există niște pomi cu corcodușe. Știți și voi corcodușele, dacă sunteți mici, totdeauna poate mâncați la bloc corcodușele. Sunt fructele alea foarte ciudate, de la care să moară băieții, ai murit dacă ai mâncat. Însă trebuie să ne facem curaj, băieții, și să gustăm niște corcodușe. O să mă duc afară, băieții, o să iau niște corcodușe. După o să revin foarte rapid înapoi, pentru că după cum vedeți, sunt mort, transpirat, nu știu cum, și mă mai duc și afară unde sunt 40 de grade. Deci eu zic că trebuie să apreci aceasta, ne vedem afară. Fraților, ora 7, ne foame și trebuie să ne hrănim din natură. Am mers pe aici, am mișit eu cu niște prieteni, m-am întâlnit cu ei. Și iar acum trebuie să ne hrănim din natură. Cum o face chestia asta? Avem și o veste bună, e mai rece cu jumătate de grade decât data trecută. Și băieții, o să revin când o să am o idee sau un copac de unde să iau ceva de mâncare. Efectiv, băieții caut de jumătate de oră și am găsit în final sursă de hrană, respectiv corcodușele astea. O să, opa, încerc să iau câteva, le vedeți aici toate, și revenim după ce le-am luat. Avem aici prada noastră, o să revenim cu un mic review după ce le gustăm. Sperăm să nu murim, Doamne ajută. Oficiile am aruncat la gunoi, vă spun sincer, n-au niciun gust, adică, bă, corcodușele când eram eu mic, nu că aș fi mare, dar aveau alt gust, erau mult mai bune, fraților, și acum, pur și simplu, n-au niciun gust. Bun, fraților, o să ne ducem sus, o să mergem înapoi la mine în cameră, să bem și ultima gură de apă și să încheiem challenge-ul ăsta. Frații-vă, tocmai am ajuns acasă după corcodușele alea pro, n-am mai pus aici să spun, să-mi fac mare studio, să filmez. Fraților, vreau să vă spun că am reușit să ducem challenge-ul ăsta la capăt. Nu mai avem niciun ban și ne-am descurcat relativ. Nu vă recomand să încercați chestia asta, zice, este foarte, foarte nașpa, mai ales că, ok, apa a fost bună. Dacă apa de la izvor întotdeauna este bună.
Fraților, bănuiesc că am terminat challenge-ul. Vreau să vă spun pentru aia care dau cu hate, nu a fost deloc fake. Eu chiar am mâncat un covrig și o corcodușe, că alea și astea v-am zis că le-am aruncat la gunoi. Chiar asta am mâncat astăzi. Am mai făcut eu diferite challenge-uri în care nu am mâncat nimica, deci nu este foarte wow, dar am vrut și voi să vedeți cum este să trăiți doar cu un leu, pentru că unii oameni chiar cu asta trăiesc, din păcate. Nu uitați, băieții, să lăsați un like, să vă abonați, să activați clopoțelul, să-mi dați un follow pe Instagram la Marius.cipa și hai să facem în acest vlog extrem de multe like-uri, pentru că eu o să mai fac challenge-uri de genul și să lăsați în comentarii și propuneri pentru challenge-uri. Eu am fost și v-am dus, hai, salut!